Salut! Acesta este tutorialul la flexii concentrate, așezat sau în picioare. Acum am să vă spun diferențele. Acest exercițiu e de făcut preferat la urmă, da, când deja complet se distrugem bicepsul. Noi ne așezăm, cotul se pune pe picior, da, să fie totul stabil, nu se mișcă nimic, doar bicepsul se îndreaptă. Ideea care? Noi în punctul de sus nu relaxăm, ținem o tensiune. În punctul de jos, aici putem să îndreptăm mâna de tot dacă dorim să întindem bicepsul mai mult, da, să facem contintere. Dacă nu, un pic îndoită și mușcă în tensiune. Și ridicăm în sus, respirăm corect. Cam așa, se poate de făcut cu supinare după dorință, da? Adică să o îndreptăm, da? Cu mișcare rotativă. Deja la alegere. Vreți supinare, vreți pur și simplu doar drept, fără să vă complicați cu nimic. Cum mai se poate de făcut? Nu din așezat, dar din picioare. Și mâna nu o punem deja pe cot, dar o ținem dreaptă. Da? Așa e exercițiul încă mai profesional și încă și mai greu. Ținem mâna dreaptă și așa arată deja din picioare. Așa se primesc și mai concentrate. Mâna e complet dreaptă, doar din cot se îndreaptă. Se îndoaie, adică. Asta e tot, sper că v-a plăcut. Dacă da, dați un like și până data viitoare.